Salutare, sunt John de la Expert Crypto. Vom face o analiză a pieții și vă vom spune de ce există această mică corecție pe piața cripto și nu numai pe piața cripto. O să vorbim despre corecția care există în general. În primul rând, o știre foarte negativă care a afectat un pic piața cripto astăzi este că acționarii de la Facebook sunt nemulțumiți de tot ce se întâmplă în metavers. Iar Peter Thiel și-a anunțat deja demisia. Între ghilimele să spun, lumea nu prea este happy cu ceea ce se întâmplă acum în metavers. Ei au declarat că ce se întâmplă acum practic este boring, să zic așa. Bun. Rezultatele se văd pe piața cripto. Nu este în corecții majore, dar această știre negativă a, să zic așa, acționat negativ la răspunsul pieței și nu a scăzut doar cryptocurrency, și indicele Nasdaq a scăzut. O să mut un pic chart-ul aici și vreau să ne uităm, de exemplu, Nasdaq este în corecție, suntem pe daily, S&P 500, da, își menține această candelă verde, dar totuși nu suntem bullish. Și o să mut time frame-ul un pic aici pe Bitcoin și o să mă uit aici la US dollar Bitcoin și vedem că pe daily suntem bearish. Nu e un lucru exagerat de grav pentru că am tot crescut, am spart, am rupt acest pattern. Vedeți pe EMA, pe daily suntem deasupra acum. Am stat sub ea din 28 decembrie și totuși suntem ok. O să mutăm un pic time frame-ul pe 3 ore, pentru că în aceste situații analiza pe time frame scurt este cea mai bună. Coborăm de la 45.000 testat, am primit reject, este normal, avem golden cross-ul aici. Și avem Bitcoin 43.365 și încă coborăm. Bun, vrem să știm până la cât putem coborâ probabil și o să vă spun. Următorul suport important din punctul meu de vedere și al echipei este 42.600. Vedem dacă picăm sub 42.600, sunt șanse mari să coborăm la 40.000 și să ne luăm suport aici și începem o nouă consolidare. Cred eu că vom coborâ până în jurul zonei de 40.600-40.900. Și așa cum vedeți pe foarte multe site-uri astăzi, dacă v-ați uitat, Meta, da, anunță că Facebook și Instagram pot fi închise momentan în Europa pentru că data transfer este disputed. Nu prea sunt happy ce se întâmplă cu Meta și această știre negativă are un impact pe toată piața, așa cum v-am spus și aici. Iar dacă ne uităm pe Investopedia, veți vedea că aceleași știri dau îngrijorare, să zic așa. Nu uitați că în această perioadă foarte multe alte proiecte coboară sau au o cădere în această perioadă, să zic așa. Nu înseamnă că vom sta mult timp aici, s-au lichidat și multe poziții, acum nu este nimic rău. Nu văd lucrul ăsta ca fiind unul rău, faptul că coborăm puțin acum. În rest, ce să zic, că sunt câteva proiecte interesante care nu prea au treabă cu Bitcoin și încă urcă. Noi am indicat, de exemplu, Tezos, care nu îl interesează ce face Bitcoin. Tezos l-am indicat la 2,50 exact înainte să urce. Aici l-am indicat aici. Aici a indicat echipa Expert Crypto Tezos și de atunci Tezos tot a urcat. Și încă va mai urca. Bun, acesta este site-ul nostru expertcrypto.co.uk. Găsiți aici team leader-ul și cam asta a fost pentru astăzi. M-a rugat cineva de pe YouTube să spun o monedă care cred eu că va urca foarte mult în acest an și o să lăs aici ca și gift.
Oasis Network cu criptomoneda Rose. Cred că în acest an poate face un X20 lejer, fără probleme. Dacă vă place contentul nostru, vă rugăm să ne dați un like la acest video. Dacă doriți să facem analiză pe criptomonede care aveți banii investiți sau aveți nevoie de sfaturile noastre gratuite, lăsați un coment și vom face analiză în timpul disponibil care îl avem. Voi reveni cu altă analiză mâine dimineață. Nu prea sunt foarte multe de spus astăzi, pentru că piața este ușor în scădere. Atenție, nu este nimic negativ, dar trebuie să știm. Practic, dacă ne uităm mai bine, vom vedea că cei de la Meta practic amenință. Da? Ei amenință că își vor retrage toate operațiunile și Instagram din Europa, din cauza faptului că regulile europene de păstrare și procesare a datelor, aici era problema, nu conformă, să zic așa, cu modul în care Meta își face operațiunile. Aceștia stocând datele clienților pe serverele din state și nu prea le convine la europeni lucrul ăsta, sincer, că m-au dreptate. Scăderea este pe întreaga piață financiară, dar cel mai mult pe tehnologie. Da? Contează mult asta. Tesla a scăzut azi dimineață, cu 2,45, pentru că cei de la SEC, așa cum știți, se pregătesc să-i urmărească penal. Da? Era și timpul, părerea mea. Google a scăzut cu 10% și foarte mare atenție acum ce spun. PayPal a scăzut cu 14%. Și Meta cu 33%. Bun. Asociat cu faptul, așa cum a spus, că Peter Thiel a demisionat din vârful Meta, a dus la o scădere drastică a acțiunilor Meta și aceste lucruri au dus la scăderea în cascadă a acțiunilor pe bursă și asta are un impact negativ, bineînțeles, și în felul în care cripto s-a mișcat astăzi. Vă pupăm, să aveți o după-amiază frumoasă în continuare, să ne auzim cu drag!